Felicitări! Mulțumesc! Astăzi este o zi a bucuriei, până la urmă, și a împlinirii. Este o zi din voia lui Dumnezeu, dar și cu ajutorul oamenilor, o zi în care pe drumul județean 646C am anunțat și am și semnat contractul de execuție și de proiectare pentru 44 de miliarde de lei vechi, bani care vor fi investiți aici. Dăm amplasamentul acestui drum pe care se vor amenaja rigole, pe care se vor amenaja podețe, dar și tot ceea ce înseamnă acces către gospodăriile populației. Este un drum care a fost asfaltat ultima oară acum 20 de ani. Iată, venim după 20 de ani, la 2 ani, după ce eu am preluat mandatul de președinte al Consiliului Județean Vâlcea, venim și anunțăm reabilitare totală, ca să spun așa, și modernizare cu covor asfaltic, podețe, rigole și așa mai departe. S-a făcut acest lucru către una dintre cele mai frumoase mănăstiri ale României și ale județului Vâlcea, mănăstirea Surpatele. O mănăstire importantă și, vedeți, în mod, aș spune eu, cel puțin interesant, facem un drum către un lăcaș al Domnului. Un lăcaș al Domnului către o biserică, către o mănăstire frumoasă, unde vor veni atât vâlceni, dar mai ales turiști. Acest drum județean se face prin Comuna Frâncești și cred că toți locuitorii Comunei Frâncești se vor bucura și că vor circula în condiții foarte bune pe drumul județean 646C, drumul care duce la Mănăstirea Surpatele. Să ne ajute Dumnezeu tuturor celor care vor trudi și vor munci în fiecare zi la acest drum, să ne fie ascultate rugăciunile, astfel încât să-l terminăm cu bine, poate și un pic mai repede, ca așa ne dorim cu toții, și cei care vor contribui să se bucure de sănătate deplină și de ocrotirea lui Dumnezeu. Acum, mult succes! Vă doresc spor la treabă, domnule director, doamnă inginer, toți cei domnul director, toți cei prezenți aici, domnul viceprimar. Ne apucăm de treabă, cu voia lui Dumnezeu și cu ajutorul oamenilor. Fapte și nu vorbe, așa cum am mai spus-o, și vom continua ca pe parcursul săptămânilor și zilelor următoare să predăm diverse amplasamente către constructorii care câștigă licitațiile, fie cu fonduri guvernamentale, cum este această investiție, fie cu fonduri europene, cum deja știți, dragi vâlceni, că am accesat. Și acest contract face parte din acea serie a contractelor în valoare totală de peste 2080 de miliarde de lei vechi, accesați prin PNDL 2, și lucrurile se petrec simultan și cu contractele pe fonduri europene, unde depășim cifra de 5.500 de miliarde de lei vechi. Toate la timpul lor, astăzi, DG 646C către Mănăstirea Surpatele a fost predată către constructor și proiectant.